Vă salut, dragi prieteni, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Ioțene, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici live pe Facebook în sufragerie, într-o nouă emisiune foarte, foarte interesantă, dragi prieteni, în care vom vorbi despre ce înseamnă administrația publică județeană, dar și ce înseamnă administrația în cadrul unei instituții, pentru că invitatul meu de azi, pe lângă faptul că am recunoscut public lucrul ăsta și nu e niciun secret, este un foarte bun prieten în primul rând. Este și un inginer foarte, foarte bine pregătit și este directorul Centrului Județean de Aparatură Medicală Dolj, dar astăzi vom vorbi mai mult despre ce se întâmplă în Consiliul Județean, pentru că Cosmin Gâdea este și Consiliul Județean în cadrul Consiliului Județean Dolj și este președintele Comisiei de Urbanistică din cadrul Consiliului Județean Dolj. Îți mulțumesc mult, Cosmin, că ai revenit aici în sufragerie. Astăzi ne vom axa foarte mult pe proiectele din Consiliul Județean Dolj, pentru că mâine este ședința de sfârșit de lună, o ședință publică, o ședință deschisă și vom vorbi despre lucrul ăsta. Bună seara, Cătălin! Mă bucur că ne vedem din nou și țin să salut pe aceste cale pe cei care ne privesc la această oră. Eu îți mulțumesc că ai ajuns, ai venit aici, pentru că știu că, ca de obicei, ești foarte, foarte ocupat și ai venit direct din teren, trebuie să spunem. Ca de obicei. Așa vin tot timpul, având în vedere că profesia este de inginer, iar activitatea în cadrul Centrului Județean de Aparatură Medicală Dolj presupune multă muncă de teren, multe deplasări la unitățile spitalicești, acolo unde echipele noastre își desfășoară activitatea. Dar și în județ, apropo de lucrul ăsta, pentru că noi facem, știți, cei care ne urmăriți și mă urmăriți de mult timp, știți că împreună cu inginerul Cosmin Gâdea facem acea rubrică live pe Facebook, Tehnologie Medicală, și facem și luna viitoare, dar acum vreau să vorbim despre activitatea în Consiliul Județean, pentru că eu știu că tu, atunci când nu pleci din punct de vedere profesional, ca inginer pe zona de tehnologie medicală, și în calitate de consilier județean, te implici foarte mult și mergi în județ foarte mult să vorbești cu cetățenii, să vezi care le sunt doleanțele și știu că le notezi pe fiecare în parte și le duci în cadrul Consiliului Județean Dolj, pentru că, așa cum spuneam, mâine este o ședință. Este ședința de sfârșit de lună. M-am născut un om activ, sunt un inginer activ, iar în administrație... Și un om de administrație activ. Zic că fac datoria față de cetățeni, fiindcă de aceea ne-au ales și ne-au trimis să îi reprezentăm în cadrul Consiliului Județean Dolj și zic că ne facem datoria acolo și punem și noi umărul la aceste proiecte mai mult decât în drăznețe care se desfășoară la ora actuală pentru județul Dolj. Iar acesta este motivul de bucurie și de împlinire, că facem parte dintr-un program de dezvoltare al județului nostru și este un lucru îmbucurător, atât pentru activitatea noastră ca și consilier județean, dar de ce nu și mai ales pentru toți cetățenii acestui județ. Așa este. Îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc, salutăm și pe Viorel Păun și toți cei care ne sunt alături. Este foarte important acest aspect și comunicarea în permanență cu cetățenii, comunicarea în permanență, legătura pe care trebuie să o ai în calitate de reprezentant în cadrul Consiliului Județean Dolj cu cetățenii este una foarte, foarte importantă și trebuie să spun lucrul ăsta că ne știm de foarte mult timp, anul ăsta e un an electoral și eu știu că tu mereu te-ai dus și ai vorbit cu oameni, nu doar că poate acum o să ducă mult mai mulți oameni din zona asta de administrație, politică, o să ducă pe străzi, o să ducă în județe, în județ, pardon, în localități, în comune și o să stea de vorbă cu oamenii, dar Cosmin Gâdea a făcut asta de foarte mulți ani. Nu mai eu și da. Alți colegi destui de mulți, chiar colegii ai mei, oameni care suntem sociabili, ne place să mergem în comunitate, să discutăm, să identificăm și să notăm problemele oamenilor și de ce nu, de multe ori, să încercăm și am și reușit să venim cu propuneri la nivelul Consiliului Județean Dolj, care mai departe s-au concretizat în proiecte care contribuie din plin la dezvoltarea atât a județului Dolj, cât, bineînțeles, a nivelului de teren. Ai spus foarte frumos ca de fiecare dată, așa cum atunci când vorbim de zona profesională, tu îi aduci întotdeauna pe aminte pe colegii tăi și aici, în zona de administrație sau în zona de politică, ai spus foarte frumos și elegant că da, și ceilalți colegi și suntem sociali și sociabili, ce e foarte important. Cât de importantă este această sociabilitate și componenta socială? Pentru că oamenii, știm foarte bine, în județul Dolj și în România,
așa, social, da, stau destul de, sunt anumite lipsuri și a fi un om care se apropie de aspectul ăsta social e foarte important. Am intrat în al patrulea an de mandat și lucrul îmbucurător și care îmi împlinește sufletul este faptul că activitatea din Consiliul Județean a fost direct proporțională cu nivelul dorinței mele, adică la nivelul Consiliului Județean Dulj se lucrează în echipe, se pune umărul la realizarea și implementarea acestor proiecte, proiecte care se văd de la distanță, proiecte care ne bucură pe toți. Lucrând în echipă înseamnă să fim uniți, înseamnă să avem forță, iar de aici rezultatele nu au cum să întârzie să apară. Da, într-adevăr, rezultatele, indiferent de domeniul de activitate, sunt fructuri, sau ca să zic așa, fructele acestor rezultate se văd în ani de zile și de aia, de multe ori, apropo de dorințele cetățenilor, sunt anumite proiecte, apropo de Comisia de Urbanistică, sunt anumite chestiuni care necesită timp. Unele dintre ele s-au realizat deja. Noi am mai vorbit în cadrul emisiunii despre anumite realizări din cadrul Consiliul Județean Dolj și am vorbit despre intervențiile tale foarte pertinente și la urmă. Da. Nu aș vrea să vorbesc despre mine și despre activitatea mea personală în Consiliul Județean. Îmi place foarte mult să vorbesc despre lucrurile frumoase care se întâmplă acolo. Și lucrul cel mai important, am spus-o mai devreme, este acesta că la nivelul conducerii județului Dolj, domnul președinte Cosmin Vasile a reușit să facă, zic eu, o echipă redutabilă în ceea ce privește munca în interesul cetățeanului. Și aici, de la ideea de proiecte, la punerea lor pe hârtie și până la faptul că am reușit să atragem fonduri europene, iar în diferite, în multe domenii de activitate, aceste proiecte au prins contur, iar cetățenii se pot bucura deja de ele. Asta e lucrul cel mai important, faptul că nu este ușor să faci o echipă, de asta oamenii sunt de apreciat, fiindcă la nivel de conducere acești oameni deosebiți au reușit să facă un lucru deosebit, adică formarea unei echipe competitive pentru lupta care nu este deloc ușoară cu omul, cu accesarea de fonduri europene, cu implementarea lor și cu ducerea lucrărilor la o bună execuție și într-un final la rezultatele așteptate de toți cetățenii județului Dolj. Da, este foarte important acest aspect, este foarte important, cum spuneai, lupta cu în interesul omului, interesul cetățeanului și cu anumiți cârcotași sau oameni care, mă rog, au tot timpul de obiectat. Pentru că, așa cum spuneam, și vor mai fi, da. Așa cum spuneam, sunt proiecte care durează. Adică nu se pot face nimic nu se poate peste noapte, Cătălin, știm cu toții. Orice rezultat mare implică muncă, implică așteptare, implică urmărirea unor activități și decurgerea lor pe un fir logic a lucrurilor, ca să poți să realizezi un proiect. Dar știi că unii găsesc această chichiță și tocmai de asta mă refeream la chestia că, dom'le, dar durează destul de mult situația, lucrurile astea. Dar până la urmă voi, în cadrul Consiliului Județean Dolj, ați venit cu proiecte concrete și veniți cu rezultate, mai ales, și nu doar anul ăsta, repet, nu doar în anul electoral, ci în general. Sunt foarte multe exemple pe care le putem da și putem să discutăm mult și bine despre realizările care au avut loc. Pe Băzăvan Cristian Martin, domnica Dănuța Șeicaru, care ne urmăște în Italia și toți cei care ne sunt alături, le mulțumim foarte, foarte mult. Da, revenim la proiecte. Este adevărat, așa cum am spus-o Cătălin și noi am mai discutat-o de câte ori am avut ocazia, este îmbucurător să vedem echipe la lucru, să vedem că proiectele sunt în desfășurare și până la urmă, ca cetățean, făcând abstracție de faptul că sunt consilier județean sau că am activități de conducere în cadrul Centrului Județean de Aparatură Medicală Dolj, ca și cetățean sunt bucuros că trăiesc într-un municipiu care este în dezvoltare, municipiul Craiova desigur, că trăiesc într-un județ unde lucrurile sunt pe un drum al dezvoltării, așa cum am spus în debutul emisiunii. Asta apropo de oraș, foarte mulți care ne urmăresc poate din alte zone, le vine greu să crede, eu nu cred că mai e un oraș sau un județ în România,
care să se mândrească că apa de la chiuvetă este apă de izvor. Va fi în curând o realizare asta. Da. Adică, oricum apa la noi este foarte bună. Tocmai de aceea vin și eu cu mesajul ăsta întotdeauna public către toți cei care ne urmăresc că gospodăria și gestionarea apei este datoria fiecăruia dintre noi, protecția mediului înconjurător și întotdeauna spun lucrul ăsta, păstrați apele curate, pentru că este foarte important acest lucru. Apa înseamnă viață. Exact ceea ce spui, Cătălin, apa înseamnă viață, iar acest proiect trebuie salutat și îmbrățișat cu mare drag, fiindcă până la urmă ceea ce au realizat cei din primăria Craiova, desigur în frunte cu doamna primar Via Olguța Vasilescu, înseamnă sănătatea de azi, de mâine și lucru cel mai important, faptul că prin acest proiect se pun bazele viitorului acestor cetățeni și aici mă refer la faptul că dacă bei o apă de calitate, dacă ești sănătos, cu siguranță poți să ai activitate și să ai cu adevărat un viitor. Tot respectul pentru acest mare proiect, este un proiect gigant care este un motiv de mare bucurie pentru toți cetățenii municipiului Craiova. Lucica Băsanu, ne spunem bună seara, bună seara, salutăm și noi și salutăm pe toți cei care ne sunteți alături și vă mulțumim că ne sunteți alături. O altă componentă la care obțin foarte mult și oarecum are legătură cu comisia a cărei tu ești președinte, protecția mediului înconjurător. Foarte important. Foarte important. Așa este. Au fost destule programe care s-au desfășurat în acest sens. Acum știi cum este, Cătălin, trebuie să trăim într-un mediu curat, iar acest lucru ține de oameni. Ține de educație, ține de tot ce înseamnă gestionarea deșeurilor, selectivă, care este foarte, foarte importantă și care până la urmă eu îl văd ca un program care este un program de educație al cetățeanului, fiindcă sunt niște etape pe care nu poți să le stai, dar uite că ușor, ușor am făcut pași importanți. Dacă tot ai pomenit de mediu, da. E o temă la care eu țin foarte mult și cred foarte mult că trebuie să existe o energie verde. Sigur, nu mergem acum la și nu o să merg la zonele acelea extreme și nu vreau să intru în detalii, dar cred că trebuie să avem un mediu mult mai verde, mult mai curat și cred foarte mult și spun lucrul ăsta publică, este datoria fiecăruia dintre noi să păstrăm apele curate, să păstrăm pădurile curate și cred că asta ține exact ce spuneai și în Cosmin, zona asta de educație, să colectăm selectiv, să deșeurile să le colectăm selectiv. Lucrurile astea sunt foarte, foarte importante pentru sănătatea mediului și prin urmare, pentru sănătatea noastră, a fiecăruia dintre noi. Domnule, știi că orice schimbare, vorbesc acum de schimbările în bine, nu vorbesc de cele care sunt în zona negativă, după o viață care a generat automatism, este destul de greu să te adaptezi. În general, omul și în special românul, să zic așa, suntem ușor reticenți când vine vorba de nou, de a ne adapta la niște reguli, dar atâta timp cât reușești să creezi un climat legislativ care implementează un proiect care duce într-o zonă de disciplină, ușor, ușor nu ai încotro și trebuie să te adaptezi la el. Iar într-un final, ceea ce ți se părea foarte greu înainte, prin intermediul acestor programe, te duc către automatisme și automat spre o educație care duc la un mediu curat. Și făcând legătura între proiectele acestea de mediu, mâine, cel puțin la noi, la Comisia de Urbanism, sper să se voteze acest proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului de parteneriat între județul Hedinți, care ți-e atât de drag ție, da. Dolj și Olt, care este... Ca și Dolj, dar și Oltul, trebuie să recunosc. Care se va concretiza prin achiziționarea serviciilor pentru studiul de fezabilitate cu elemente DALI, în ceea ce privește crearea pistei de ciclism, parte componentă a investiției 1.4 din Programul Național de Redresare și Reziliență pe componenta 11, Cultură și Turism.
Adică acest program în cadrul PNRR-ului cuprinde la nivel național construirea 3000 de kilometri pentru cicliști, lucrul extraordinar de important, că aici, de aici se va genera clar mișcarea, sănătatea într-un mediu curat, lucruri care sunt îmbucurătoare și care țin de civilizație și de o societate avansată. Da, cum spuneam, vedeți, e foarte important ca administrația publică locală, județeană, să facă demersuri în acest sens pentru protecția mediului și, până la urmă, asta e invitație la sănătate, la mișcare, la a ieși în natură. Și cred că cei care ies în natură, cei care se plimbă cu bicicleta, oricât de poate, și știu, mi-au scris și mie mulți, asta poate pare așa o... La prima vedere pare o banalitate să ne plimbăm cu bicicleta, nu știu, așa, dar fiind mai mergând în mediu, mergând în zona asta și plimbându-ne cu bicicleta, da, oricât de ar suna așa copilăresc, și a ne împrieteni mai mult cu natura, ne ajută să fim mai atenți cu ea și să o protejăm mai mult. Deci, aceste programe nu sunt făcute așa doar de dragul de a se fi făcut, ci sunt relația, care ajută foarte mult. Da. Relația natură, om și viață, până la urmă, se bazează pe reciprocitate. Atâta timp cât omul respectă natura, natura se întoarce cu vârf și îndesat lucruri minunate, care țin de longevitate, până la urmă, care au o legătură cu sănătatea, cu mișcarea, cu voia bună, cu un psihic sănătos, cu un corp sănătos și cu o viziune... Mensană în corpul ăsta. Exact. Și relația dintre oameni, respectul, bunul simț, lucruri foarte importante ca și relația cu Dumnezeu, credința, că până la urmă și despre asta e vorba. Îi salutăm și pe Lucian Stănculescu, pe Vali Luminița, pe Onete Florin, pe Dorina Dogaru și pe toți cei care ne sunt alături și ne mulțumim că se află alături de noi. Sunt niște componente foarte importante și pentru că anul ăsta este un an electoral, cred că bunul simț trebuie să rămână și să primeze. Și cred că e important lucrul ăsta. Eu zic că s-au făcut pași importanți și atâta timp cât în politică și sunt foarte, foarte multe exemple. Activează oameni cu pregătire, oameni educați. Eu zic că nu se va mai trece peste o anumită limită care să coboare în derizor. Sunt convins de lucrul acesta și indiferent de targetul politic care l-au partidele, indiferent de echipele care, acestor partide care desfășoară activitatea în campanie, trebuie să fie acel fair play ca în sport și cu respect și cu demnitate și cu, eu știu, cu programe care să aibă legătură, bineînțeles, cu nevoia cetățeanului. Eu zic că ușor, ușor și clasa politică va veni din acea zonă care, trebuie să o spunem, a fost de multe ori blamată într-un mod excesiv. A fost blamată într-un mod excesiv și acum trebuie să spunem foarte multe ori pe drept. Dar uneori, ca să zic așa, din partea unora care aveau anumite interese și pe nedrept, ne-am mai vorbit despre de ce ai decis tu să te implici în administrație, de ce ai decis să te implici în politică, dar cred că e bine să mai spunem lucrurile astea, pentru că tu ești exemplul omului, al cetățeanului, al profesionistului, al inginerului care a reușit să se realizeze din punct de vedere profesional și apoi ai făcut pasul spre politică. Iar eu, ca jurnalist, cred că e foarte important acest aspect. Cred că este important și, ați văzut în emisiunile mele, am profesioniști și oameni din diferite domenii care, într-un fel sau altul, au făcut pasul către politică sau către societatea civilă. Și eu cred că este foarte important ca un om, după ce a demonstrat ceva, să facă acest pas. Tu ești exemplul unui om care a făcut ceea ce a demonstrat în plan profesional și asta cu toții știu, colegii tăi, eu clar lucrul ăsta, nu poate nimeni să conteste asta, poate și cei mai mari critici ai tăi, pentru că e o evidență ce ai făcut în plan profesional. Ai decis să faci pasul către politică. Puteai să stai, am spus-o întotdeauna ca prieten, că ne cunoaștem de foarte mult timp, ți-am spus și în privat. Tu puteai să stai liniștit, ca să zic așa, la o bere și da, să-ți fi văzut doar de viața ta profesională. Dar ai ales să faci pasul ăsta și eu cred că e important. Întotdeauna am spus-o, o repet, fiind un om activ, mi-a plăcut totdeauna să cred că fac niște analize pertinente legate de viață, de diferite domenii de activitate,
Referitor la politică, niciodată nu am blamat sau nu am înjurat un politician, nici măcar în gând. Mai mult decât atât, până să intru în această sferă politică, ca oricare cetățean, ca oricare patriot, am zis, domnule, atâta timp cât stăm deoparte și să stăm doar să criticăm, că auzeam fel și fel de critici, de injurii, de lucruri care mi se păreau uneori duse la extrem, de multe ori chiar exagerate și lipsite de adevăr, neavând la bază adevărul, am zis, domnule, nu pot să iau și să fac o analiză în ceea ce privește această zonă politică dacă nu am contact cu ea. Și am mers prin intermediul unei prietenii de conjunctură la vremea aceea, s-a dovedit a fi așa, dar am zis că într-un final am înțeles că face parte din destin și am zis, domnule, trebuie să acționez, să văd, să iau și eu pulsul în această sferă politică, fiindcă nu poți să înjuri un politician atâta timp cât nu ești în fenomen și cât nu vezi ce se întâmplă cu adevărat acolo. Acum, probabil, datorită profesiei, ca inginer, că îmi plac lucrurile realiste, practice, am fost în acest mediu și uite că sunt ani foarte mulți de când am intrat acolo și am rămas acolo și nu-mi pare rău deloc, fiindcă am un copil acasă, da, un băiat de 16 ani care are tot viitorul în față și am spus-o și o repet. Nu vreau ca peste ani să zic că nu ați făcut nimic, voi, generația voastră, și pentru noi să fie mai bine. Așa, cu bagajul meu de cunoștințe care l-am în ceea ce privește organizarea și implementarea unor proiecte și a lucra în echipă, au fost elementele care m-au determinat să intru și dovadă că sunt și azi acolo, atât cât vrea Dumnezeu, în rest, să fim sănătoși și prezent. Dumnezeu știe încotro ne duce pe fiecare dintre noi. Doamne ajută! Da, asta e un aspect foarte, foarte important și cu siguranță și tu ca cetățean și ca părinte, în primul rând. Cred că ți-ai dorit ca, ai făcut referire la copilul tău, cred că și a fost un component foarte important care te-a făcut să faci pasul către politică, pentru că sunt convins că nu vrei ca Mihnea să plece din țară. Absolut. Deși probabil că acum sunt foarte mulți tineri și am cunoscut și eu și e un băiat foarte deschețat și te felicit pentru asta, pentru educația pe care ai dat-o și sunt convins că poate el se gândește la treaba asta. Nu știu dacă ați avut discuția asta. Nu am primit semnale din partea lui că ar vrea să plece nici de cum. Chiar cred că mă moștenește oarecum sau are lucruri, elemente în genă care sunt legate de statornicie, de patriotism, de lucruri făcute între noi, între români. Adică eu nu am crezut în proiecte, am crezut în noțiunea de echipă, am crezut în forța și de a izbuti în viață, să formezi o echipă, să atingi niște obiective și să te bucuri într-un final de ele ca echipă și niciodată individual. Și să le spun celor care îi privesc acum, pentru că într-un anul ăsta, o spun întotdeauna ca jurnalist, sunt foarte mulți cei care vor vorbi de zona asta, de patriotism, de iubire de țară. Eu, noi doi știu că am vorbit și în public și în privat de nenumărate ori și calitate de prieteni și întotdeauna am vorbit despre, te-am auzit pe tine vorbind atât de frumos despre țara asta și mai mult decât atât în America și pe oriunde ai fost tu. Ai vorbit foarte frumos de România, în Statele Unite ale Americii, pentru că aveți un partener foarte frumos cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii pe centru cu județean de aparatură medicală, ceea ce iarăși este un lucru, am mai spus lucrul ăsta, dar cred că trebuie spuse, pentru că apropo de lucrul ăsta, vedem de multe ori în presă și colegi jurnaliști și eu și criticăm, și eu critic, și pe bună dreptate criticăm clasa politică și pe politicieni. Fie că la nivel național, fie că la nivel județean, local, mă rog, în zonele astea, dar cred că trebuie să arătăm și lucrurile bune. Păi și dacă sunt anumite lucruri bune care se întâmplă în zona asta, în județul Dolj, în regiunea Oltenia, România, de ce să nu ne spunem public? Și tocmai de aceea, când am venit cu acea propunere să facem în fiecare lună tehnologie medicală, să discutăm despre aparatură, să discutăm despre aceste dotări, cred că e important să arătăm oamenilor și oameni care, apropo de patriotism, sunt patrioți cu adevărat. Nu doar îmi iubesc țara,
Declar că îmi iubesc țara. Nu. Și eu te-am auzit pe tine că de asta vreau să zic. Zi de zi prin tu, ceea ce faci. Mereu ai vorbit despre dragostea și iubirea da. Față de țară și acum vorbeam de copilul tău, dar și tu, Cosmin. Că noi am avut discuție. Și tu puteai oricând să pleci ca inginer da. La pregătirea ta profesională. Vorbim acum cât se poate de obiectiv. Cred că puteai să faci o carieră oriunde în lume. Sigur că da. Patriotismul, așa cum ai spus-o, Cătălin, și sunt de părere și am convingerea asta că se manifestă zi de zi prin ceea ce faci tu. În raport cu semenul tău, cu al tău coleg, cu lucrurile care țin de noi, de comunitate, de echipa profesională care o ai în cadrul unității unde activezi, de proiectele pe care vrei să le faci pe termen mediu și lung. Asta înseamnă patriotismul, să muncești, să-ți fie drag și să o faci cu bucurie. Iar lucrurile ăștia, eu zic că vin doar de la Dumnezeu, dacă te naști cu ele, le ai, dacă nu, nu poți să le dobândești nicăieri, ba din contră. Și așa cum o știm cu toții, nimic nu putem să realizăm dacă nu există respect, dacă nu există iubire, dacă nu există dragostea de a face, de a clădi. Iar lucrurile astea, așa cum am spus, o țin de divinitate. Adică nimic fără Dumnezeu din tot ceea ce am vorbit până acum. Nici îmi ține de o păi, nimic fără Dumnezeu, un dicton foarte latinesc și un dicton care vine, sigur, din inima fiecărui creștin și om care crede în Dumnezeu și care crede în omenie, pentru că e foarte important acest, și acest aspect, oriunde am fi, mai presus de orice, oriunde am fi și orice am face, să rămânem oameni. Și după asta să ne facem fiecare profesiile cu demnitate, cinste și onoare, exact. Pentru că cred că asta vorbește foarte mult despre fiecare dintre noi și cred că fiecare putem să facem lucrul ăsta pentru țară, pentru județ, pentru oraș, pentru comunitatea în care trăim, pentru că așa putem să clădim lucruri frumoase și e important lucrul ăsta. Știu că și Consiliul Județean are parteneriate externe foarte importante. Au venit aici în Craiova nenumărați ambasadori, nenumărați reprezentanți al altor state. Totodată partea de zona privată, foarte multe firme, foarte mulți agenți economici. Deci, eu sunt interesați de studenți. Ăștia sunt motivele de împlinire, Cătălin. Faptul că aceste proiecte și că oamenii lucrează și că județul, că municipiul Craiova este într-o continuă dezvoltare, sunt lucruri care trebuie să ne facă fericiți. Nu are rost să ne uităm la lucrurile mărunte. Sunt cărcotași, așa cum am spus, o să-i găsim și au și rolul lor, că ne țin da. Și ei în priză, ne țin motivați, ne țin în formă. Eu îi apreciez pentru un singur fapt, faptul că sunt atât de constanți în zona asta negativistă sau negativă, de a critica permanent. Deci oamenii așa sunt născuți, plus și minus. Da. Totdeauna. Dar e nevoie de echilibru ăsta. Și e nevoie de plus și de minus. M-am născut în zona pozitivă, în zona asta de a face lucruri. Mă străduiesc, greșesc de multe ori. Am noroc cu echipa care o am și vorbesc în cadrul Centrului Județean de Aparatură Medicală. La asta mă refer acum. Le-am spus de fiecare dată. Suntem oameni, e normal să greșim. Ideea este să nu greșim intenționat și să nu fim destructivi. În rest, putem să depășim orice obstacol, indiferent de ce natură ar fi el. Dar să revin la lucrurile care mă bucură, Cătălin, care țin de administrație, aceste proiecte pe care le putem enumera și putem să dăm exemple din... Ne-ar trebui, cred că, vreo 6 emisiuni sau 10 emisiuni sau exact, mai multe de 10. Să discutăm, adică sunt lucruri care arată că suntem pe un drum bun și este bine să vedem în ansamblu și este bine să privim inginerește, chiar dacă o spun din punct de vedere al inginerului și ofi și defect profesional, că totdeauna vorbesc din punctul ăsta la nivel macro și văd în ansamblu o situație, sunt lucruri care ne bucură și e bine să privim ceea ce se întâmplă foarte frumos atât în municipiul Craiova cât și în județul Dolj. Putem, așa cum am spus, o să dăm exemple destule, putem să amintim câteva dintre ele. Ne bucură faptul că am finalizat, să dăm, eu știu, acum din zona de infrastructură rutieră, inaugurarea drumului 561A, pe o distanță de 70 de km, vorbesc de la Giurgița până la limita cu județul Mehedinți, care a fost finalizat. Este numai un exemplu din ceea ce s-a întâmplat foarte frumos și sunt atâtea.
Dacă ne uităm pe ultimul exercițiu bugetar de atragere de fonduri, au fost peste 200 de milioane de euro atrași din aceste fonduri pentru reabilitarea peste 170 de kilometri de drumuri județene. Adică sunt lucruri importante, lucruri de infrastructură. Am vorbit mai devreme de acest fir de aducțiune de apă de la pentru municipiul Craiova. Un proiect de Să vorbim despre poarta Olteniei, nu numai a orașului, vorbim despre aeroport, care este într-o dezvoltare. Ne uităm la terminalul nou care se construiește și se realizează lucruri extraordinare acolo și dacă ne uităm pe cifre, valoarea cumulativă a acestei investiții este undeva la 115 milioane de euro. Sunt și bani europeni, sunt și bani din bugetul aeroportului, sunt și bani de la Consiliul Județean. Deci numai văzând și spunând sursele de finanțare, te uiți că ele vin secvențial și toate puse în același coș. Asta înseamnă echipe, înseamnă gândire, înseamnă implementarea unui proiect și în final eligibilitatea lui. Deci sunt lucruri pentru că banii europeni al Consiliului Județean Dolj, unul din campioni la atragerea fondurilor europene, a banilor europeni, nu se dau așa ușor. Adică e o muncă foarte, foarte importantă în care fiecare consilier județean din consiliul își aduce aportul. Sunt niște... Mergem pe zona de cultură. Cum s-a spus la licitație, dăm printre ultimele exemple, la reabilitarea casei doamnei poet Elena Farago. Iar 4,5 milioane lei, acolo iar un proiect frumos care se întâmplă în zona de cultură, acolo unde domnul director la Mărmărice a vorbit de atâtea ori în emisiune. Am și făcut o emisiune acolo. Este de apreciat și eu îl apreciez vreau să o spun și pe această cale acum, să salutăm pe domnul director Lucian din Dirică, unde a realizat niște proiecte extraordinare în ceea ce privește. Și asemenea și un prieten foarte bun și un jurnalist, fost jurnalist excepțional. Adică oameni care își fac datoria acolo unde... Și colegul tău din... e în Consiliul Local, pardon, este... Dar putem să spunem că Biblioteca Județeană Alexandru Șestia Man este sub ordinea Consiliului Județean. Voi colaborați foarte bine pe zona. Sigur că da. Deci sunt proiecte importante care au fost realizate și care urmează să se implementeze. Sunt lucruri care ne bucură și eu zic că ai pomenit mai devreme despre anul electoral. Cel mai bun argument în fața alegătorului este lucrul făcut. Și dacă nici acum municipiul Craiova sau județul Dolj nu are, înseamnă că nu avem ce să... Mai chiar apropo, mai anumit scârcotaș pot să vadă. Sigur că în păcat aia nu te mai bine și se pot face lucruri, dar... S-au făcut. Cartea de vizită a politicianului și a omului de administrație în fața alegătorului este lucrul realizat. Iar în acești ultimii ani au fost realizări extraordinar de mari în ceea ce înseamnă infrastructura, indiferent că vorbim de drumuri, de sport, de sănătate, atât în municipiul Craiova cât și în județul Dolj. Sunt realizări excepționale. În acești 4 ani de mandat, în calitate de consilier județean, cum vezi că au evoluat lucrurile? Nici nu pot să spun că au evoluat, au explodat. Deci la de unde s-a plecat și unde s-a ajuns, este, și n-a fost ușor. Este fantastic. Într-o zi, dacă o să avem timp într-o emisiune, putem să discutăm pe cifre. De la ultimii patru ani sau în ultimii 8 ani de zile, unde ar fi chiar interesant să facem o emisiune pe chestiune pe această zonă, cu tot ce înseamnă grafic, diagramă. Deci este senzațional dacă te uiți pe harta evoluției atât a municipiului Craiova, cât și a județului Dolj în ansamblu. Da, și important, așa cum spuneam, contribuția fiecărui consilier județean care își aduce un aport semnificativ. Și revin la lucrul ăsta, cred că este important ca, așa cum ești tu, ca un om care merge în zona politică, în zona de administrație, să fie un om care vine cu un bagaj profesional, solid, pentru că cred că asta face diferența, până la urmă. Da, așa este.
Nu poți să realizezi lucruri dacă nu ai experiență și dacă nu ai capabilitatea generată de experiență să formezi echipe, să așezi oamenii, să poți să pui la o masă oameni de diferite caractere, diferite ambiții, care le au mai mari, mai mici fiecare, orgolii sau anumite conflicte care le-au avut, să lucreze și să meargă în aceeași direcție. Dar se poate trece peste orice opinii și păreri diferite și cred că Consiliul Județean Dolj este un exemplu foarte, foarte clar și bun în acest sens, pentru că acolo, indiferent de culorile politice, proiectele importante pentru județ au avut vot în unanimitate. Așa este. Și una administrația cu totul altceva. Se lucrează la nivel de echipă și asta este meritul de conducerii, bineînțeles, în frunte cu domnul președinte Cosmin Vasile. Asta este cea mai mare realizare. Să formezi o echipă care lucrează pentru județ, să reușești să treci aceste proiecte și ca într-un final acestea să ajungă la implementare și să ne bucurăm cu toții de ele, cu toții, când zic, vorbesc, cetățenii județului Dolj, desigur. O să salutăm pe la Luca Veselu, pe Radița Rusu și pe toți cei care ne sunt alături, Daniel Danuț, DNZ, și pe toți cei care ne sunt alături în acest moment și mulțumim pentru acest lucru. Vreau să vorbim puțin și despre, ai făcut revenire la partea culturală. Voi la Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj ați avut niște invitați, oaspeți, ca să zic așa, din zona artistică. Da. Și trebuie să remarc faptul că ai ținut un discurs, sigur, ingineresc, dar te-ai mulat așa pe sufletul lor artistic și ai făcut un... Le-ai spus lucruri foarte, foarte frumoase care au atins corzile lor emoționale, sensibile. Sigur, într-o manieră așa inginească, ai comparat ce înseamnă aparat. Vezi, apropo de lucrul ăsta, prin ce ai spus tu acolo, ai combinat, ca să zic așa, arta cu partea asta tehnică. Dar până la urmă și inteligența artificială și până la urmă și tehnologia. Este o combinație de creativitate care ține de latura artistică și de parte de inginerie. Da. Cătălin, n-am cum să mă despart de momentele de bucurie atâta timp cât le-am trăit pe pielea mea. Tânăr fiind, am fost dornic de a cunoaște. De a cunoaște, măcar la nivel de cultură generală, nu neapărat a intra în profunzimea acelui domeniu. Iar când văd acești tineri, exemplu ultim acum fiind cei de la Liceul de Artă, că sunt interesați și de alte lucruri, nu numai de ceea ce fac în pregătirea dânșilor acolo la Liceul de Artă, am fost bucuros. A fost acela aer proaspăt, tânăr, dorința de a întreba, de a descoperi lucruri noi, iar de partea cealaltă, noi, cei de la Centrul de Aparatură Medicală, am fost bucuroși să le împărtășim din cunoștințele noastre. Adică este un lucru care ar trebui să se întâmple nu numai în săptămâna, altfel ar trebui să se întâmple mult, mult mai des. Asta ține de învățământ, de program, sunt lucruri care mă depășesc, că nu sunt de meserie și nu activez în acest domeniu. Dar cu cât elevii au contact cu zona practică, cu atât poți să identifici anumite înclinații ale copiilor. Și atunci, că știm cu toții, alte sisteme de învățământ merg pe această chestiune, care este un element de bază în identificarea abilităților elevului, ale copilului. Și atunci poți să-i canalizezi. Școală. Chiar din școală. Chiar mai mici, unii la grădiniță. Și am predat public pentru lucrul ăsta, în zona asta de psihologie. E important să anumite teste și toți ne naștem, și eu cred lucrul ăsta, cu toții venim pe pământ cu o misiune de la Dumnezeu sau și venim cu anumite competențe pe care cred că de mic copil poți să-și dea seama despre... Da. Și astea au fost momentele care ne-au bucurat. Și avem ușa deschisă pentru toată lumea, indiferent pentru toți tinerii, indiferent din ce liceu, din ce școală vin fără niciun fel de problemă, chiar îi primim cu mare, mare drag și de ce nu, poate o să dăm și noi acea scânteie pentru câțiva tineri ca să vină către această zonă. Foarte frumos. Apropo de lucrul ăsta, o să ating un subiect sensibil, vorbim de fiul tău, de Migna, tânăr licean.
Crezi că îți va călca pe urme? Crezi că va merge pe zona asta? Sau ți-ai dori, mai bine zis, să îmbrățișeze cariera, având în vedere că și tu, în familie, dintr-o familie, tot din astfel, din zona asta. Din zona medicală, din zona de sănătate, de inginerie, dar așa este, din zona tehnică. Crezi că băiatul tău va îmbrățișa așa? Este într-o perioadă ca orice adolescent. Sincer, am fost destul de pasionat de tehnologie. Este pasionat, așa este, și încă este perioada de a-și contura o imagine foarte clară în ceea ce privește, într-un final, a lua o decizie și a urma un drum pe care să și performeze. Cred că în câteva luni, maxim un an de zile, se va hotărâ. Se pare că îi place această la zonă. La cum te știu pe tine, cred că l-ai fi susținut indiferent. Da, indiferent. Ce situație, orice ar fi ales să fie. Nu știu, vă dau un exemplu acolo, ce eu de aici. Vreau să mă fac violonist sau să cânt la pian. Nu e nicio problemă. Adică, știu că ești un om care susține și pe colegi, la fel, și pe colegi și în zona asta de zona de aparatură medicală sau în zona de administrație, zona de zona asta politică, știu că ești un om care îi susții pe ceilalți. Absolut. Și că ești un om de echipă și că am văzut lucrul ăsta. Atunci când te întreb anumite chestiuni, nu spun eu, Cosmin, cât zic noi, echipa, administrația publică județeană, zona de colegi din zona asta, este colegi din sfera profesională. Tot nu ai vorbit de colegi. De colegi și de echipă. Acum, spre exemplu, că tot am pomenit de Centrul Județean de Aparatură Medicală, începând de mâine, este o mare conferință pe imagistică la Viena, zic că este cea mai mare conferință din lume și eu sunt prezent acolo. Deci acum sunt deci mâine la Consiliul Județean. Sunt prezent acolo, sunt prezent prin colegii mei. Acolo este inginerul Paul Viorel și inginerul Ioșca Mădălin, pe care îi știi. Salutăm. Și ei sunt prezenți acolo. De asta am spus noțiunea de colegi și de echipă și să ne susținem reciproc, indiferent care din noi este acolo, este suficient să vină cu bagajul de informații. Tu credești că nu puteai fi în două locuri din toată Cosmin, mâine ești în cadrul Consiliului Județean, ești... Nu am putut să merg acolo, dar sunt... Ești la ședința la Consiliul Județean. La ședința la Consiliul Județean, atât la comisie cât și la ședința de plen, însă sunt prezent prin ei acolo, ei sunt prezenți prin mine aici, în cadrul centrului. Ne completăm unii pe alții și asta înseamnă să lucrezi în echipă. Nu poți să fii prezent peste tot, nu poți să realizezi obiective mari de unul singur, niciodată. Cu excepția zonei sportive, sportul individual, acolo e altă discuție. Dar la nivel de echipă, de proiecte, de activitate care presupune un grup de oameni mai mare sau mai mic, nu poți să realizezi obiective dacă nu suntem cu adevărat o echipă și nu doar la nivel declarativ, ci și faptic. Sau în special faptic. O să salutăm și pe Gâdea Florentina și pe Viorel Păun, care mi-a de el, și pe Lucian Stănculescu și pe toți cei care ne urmăresc. Și mulțumim că ne-a spus alături. Și atât lui Viorel cât și lui Madalin. Sunt convins că o să ne reprezinte acolo foarte, foarte bine și o să vină cu informația de care avem nevoie și să o punem în practică, să ne atingem obiectivul care mi l-am propus într-un timp foarte, foarte scurt. Pentru că am ajuns și la zona asta de reprezentativitate și astăzi vom vorbi, anul acesta, vom vorbi foarte mult de ce înseamnă reprezentativitatea, pentru că vor urma niște alegeri destul de importante. Cât de importantă e reprezentativitatea asta, Cosmin, și cât de important este ca reprezentantul cetățenilor, ești tu, de exemplu, la nivel județean, la nivel administrativ județean, în calitate de consilier județean, să îi reprezinți cu adevărat pe cei care ți-au dat încredere și te-au trimis la urmă să îi reprezinți. E vorba de reprezentativitate, un cuvânt care, că văd că de foarte multe ori, nu se găsește în zona asta media, în online, toți vorbesc de alegeri, dar de reprezentativitate n-am auzit să vorbească foarte mult. Dar despre reprezentativitate e vorba, pentru că oamenii care îi trimitem acolo ne reprezintă pe noi, cetățeni. Dacă tot am vorbit de echipă și de a ne reprezenta unii pe alții în diferite locuri, că nu putem să fim prezenți, aici lucrurile se schimbă. Într-adevăr, oamenii ne-au ales și să-i reprezentăm acolo și să o facem așa cum trebuie și eu zic că este un motiv
important atât din punct de vedere a te focaliza pe ceea ce ai de făcut acolo, că nu o faci strict pentru tine, nu ai o activitate individuală. Ba mai mult decât atât, în funcție de ceea ce faci acolo, rezultatele sunt așteptate de cei care te-au trimis acolo. Și este un element de responsabilitate pe care, practic, oamenii ți-l pun în brațe și trebuie să o faci cu toată răspunderea, cu toată demnitatea și cu toată admirația pentru cei care au avut încredere în tine, te-au votat și te-au trimis acolo. Da, e foarte important această reprezentativitate. Tocmai de aceea spuneam și aminteam și mai devreme comunicarea și relația în permanență cu cetățeanul. Apropo, ședințele de Consiliu Județean sunt publice, orice cetățean poate să vină să-și exprime public opiniile, părerile, să ia legătura cu... Sunt audiențe, voi, tu în calitate Consiliu Județean și colegii tăi aveți audiențe în care vorbiți cu cetățenii, ușa știu că e întotdeauna deschisă și larg deschisă în care Facebook-ul. Fără de problemă, exact. Da, e important că sunt acest de se găsesc căi de canale de comunicare în care pot oamenii să își spună posturile, să fie preluate și de ce nu să rezolvi sau în special să rezolvi aceste situații care țin de tine, care țin de echipă, care sunt în zona legală. Ce am observat iarăși la tine și mă bucur să vă aduc asta. Și vreau să-l subliniez, e receptivitatea cu care ai venit la emisiunea mea online, la propunerea mea de a face aceea, să facem în fiecare an tehnologie medicală. Ești prezent în spațiul media, în spațiul public, în spațiul online. Ești un om care nu doar că în cadrul Consiliului Județean își face datoria și apropo de reprezentativitate, îi reprezintă pe cei care i-au trimis, l-au trimis în Consiliul Județean Dolj, sau în cadrul Consiliului Județean, în cadrul Centrului Județean de Aparatură Medicală Dolj, ca inginer și ca manager, ca director, îți faci treaba cu demnitate, cinste și onoare și foarte multă competență alături de colegii tăi. Ești un om care răspunde mereu prezent relația cu presa, cu zona de emisiune online și cred că asta iarăși intră în fișa postului unui om care este în cadrul unui Consiliu Județean. Are funcții publice să comunice, să vină să spună public, să ia legătura, să dea interviuri, să vorbească cu presa, să vorbească în cadrul emisiunii online. Da, da, te-am văzut este o datorie atunci celui ales sau celui care se chiar dacă timpul este destul de... Da, da. Și mai mult este până la urmă un gest de normalitate. Vis-a-vis de niște oameni și ești apreciat atât tu cât și colegii din Breaslă că o faceți din pasiune, cu această implicare, cu energie, tot din același timp care l-am și eu sau care nu l-am, așa și la voi, adică viața personală trebuie să te ocupi de ea atât cât societatea și viața și mai ales în secolul de astăzi, când totul este într-o mișcare mai mult decât amețitoare, uite că ne trebuie să ne facem timp, fiindcă trebuie să scoatem în evidență lucrurile frumoase care le facem. Uite, tine, Anghiță, ne spune doi domni, felicitări. Lucrul ăsta nu putea să vină, tot acest mesaj frumos nu putea să vină decât de la o altă doamnă deosebită pe care o cunosc personal și o cunoaștem și îi mulțumim pentru acest mesaj, sărbuna și toate gândurile bune. Și tuturor celor mult care succes. Ne-au urmărit, mult succes tuturor. Da, e important lucrul ăsta. Și apropo de aceste cuvinte, pentru că am vorbit de-a lungul timpului și mi-a plăcut, apropo și de criticii, am vorbit și de criticii tăi, ai noștri, nu știu ce, că nu ne portăm pică. Și am simțit întotdeauna această seninătate. Ești un om atât de deschis, un om atât de senin, încât cred că prinde bine asta. Și apropo de lucrul ăsta, și eu împărtășesc această atitudine corectă din punctul meu de vedere și cred că cei care gândesc așa, cei care se gândesc să facă lucruri frumoase și bune și nu știu, nu pleacă urechea neapărat la ce spun și alții dintr-o anumită zonă sau alta, repet, nu critice acelea constructive pe care le face presa și e normal să le facă presa, pentru că presa trebuie să critique, noi ca jurnaliști trebuie să criticăm atunci când nu merge ceva în spațiul public, în cadrul politicului, da?
Dar dincolo de asta, cred că întotdeauna am văzut, apropo de seninătate, asta și deschiderea cu care răspunde de fiecare dată. Nu am chiar și adresa criticii. Nu am repulsie la critici, cu atât mai mult mi-am iubit dușmanii. Și când vorbesc de dușmani, am avut și încă mai am dușmani care chiar mi-au vrut răul în cuvânt și da, adresat. Știu, ei, privindu-i, n-am putut să-i urăsc, ba din contră, am văzut prin această zonă negativă a lor și de a face rău, mi-am dat seama cât de fericit sunt, fiindcă nu sunt așa. Și că văd viața cu bucurie, că o văd chiar în roz, chiar dacă de multe ori nu este soarele pe cer totdeauna și mai apar și nori și furtuni și lucruri care nu te duc într-o zonă de confort, însă în ansamblu m-am bucurat de acest minunat cadou care este viața și faptul că nu știu ce înseamnă ura, invidia, dușmania, aceste lucruri. Și sunt un om plin. Da, foarte frumos acest aspect și cred că ăsta e un exemplu de bune practici, nu doar în zona profesională, în zona administrativ-județeană, în zona de reprezentativitate, competențe și calități pe care tu le ai, dar și calitatea de om. Pentru că cea mai importantă funcție, profesie, e cea de om. Așa. Și iarăși spun și am spus-o de nenumărate ori, tu ești omul care atunci când un om este la necaz, la nevoie, și acum, pentru că ai înălătura vină în zona asta, nici măcar nu contează, nu am niciodată, și știu anumite cazuri cu oameni pe care să spui, domne, mă susții, mai votă niciodată, domne, dacă pot să ajut, cu drag. Nici măcar, deci nu ai, apropo de asta, nu ai niciun calcul politic sau... Nici și asta mi s-a părut foarte interesant, pentru că, îți spun sincer, fără să superi nimeni, sunt politicieni, că am cunoscut mulți de-a lungul timpului, care din păcate nu mai așa gândesc. Da. Numai ce poate să-mi iese, cu ce poate să mă ajute ăla, cum... Ei, eu știu că tu ești omul, atunci când oricine îți dă un... Și am și eu mesaje și îmi voi spune, domne, chiar așa mi-am spus, de multe ori am auzit, Cosmin m-a salvat. N-am intrat în detalii, dar cred că înțeleg de ce. Nu vreau să... Pentru că sunt oameni care nu au niște afecțiuni și... Nu vreau să privești acum, Cătălin, ca și cum aș avea un exces de modestie. Nici vorbă, dar vreau să spun un singur lucru. Nu m-a interesat funcția niciodată. N-am alergat după putere. Vreți să mai spun ceva ce știu eu și știu eu pe oamenii aia? Mi-au spus așa și trebuie să spun lucrul ăsta, nu pot să... Sunt oameni pe care tu nu-i cunoști. Nu i-ai cunoscut și ți-au scris pe Facebook și i-ai ajutat fără să-i cunoști, adică nu că suntem noi grijă. Și oamenii au venit de unde și mi-au spus, asta a fost, Cosmin m-a salvat. Deci, un om pe care, cum să zic, nu-l cunoșteai personal. Da. Asta mi se pare o persoană. Noi am salvat, este semnalul de la Dumnezeu care l-am primit și așa a fost să intervin atunci, să ajut oamenii. Fiindcă este normal să ne ajutăm, să ne susținem, indiferent în ce postură suntem, în ce funcție ne aflăm. Și este interesant un lucru, Cătălin, am spus-o. Bun, și acum să subliniez un lucru, pentru că nu vreau să înțeleg, în zona de comunicare, să nu înțeleagă cineva alte lucruri. Mă refer la cazuri care nu implicau funcția de consilier, adică nu era o datorie a lui în caz de competențe lui de... consilier județean sau de director al centrului județean, adică nu era o chestie care era în, nu știu, în competența ta de activitate, ca să înțeleagă oameni. Nici atunci, nici profesional. Exact, era o chestie, exact, era de omenie. Pur și doar de omenie, exact. De a interveni și a întinde o mână omului care este la nevoie. Este cel mai important lucru, fiindcă de asta suntem oameni, asta este rolul pe pământ și vreau să fim sănătoși și asta îmi doresc. Cătălin, când nu mai avea nici funcție, nici în partea administrativă de niciun fel, nici profesională, să fim inginer și atât, ceea ce am învățat fără nicio funcție, nici director, nici inginer șef, nici nimic acolo, să vin să discutăm despre viață să... la fel cum o fac și acum. Cu mare, mare drag. Cosmin, te întreb acum așa pe final. Ai avut întotdeauna componenta asta socială? Da. În sufletul da, și da, în inima ta? Da. De când mă știu. Da. Foarte. Astăzi n-am făcut nimic în sensul ăsta. Așa sunt de la Dumnezeu. Așa am venit. Foarte frumos.
Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și te mai aștept cu drag aici în sufragerie și sigur și la și noi te așteptăm în centru județean tehnologie medicală, rubrica pe care o realizăm împreună, o realizez împreună cu tine și colegii tăi foarte bine pregătiți, colegii tăi profesioniști, așa cum ești și tu acolo în cadrul centrului județean de aparatură medicală Dolj. Și felicitări pentru activitatea de Consiliu Județean în cadrul Consiliului Județean Dolj, ca președinte al Comisiei de Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Lucrări Publice și Monumente Consiliul Județean Dolj. Este foarte, foarte important și acest aspect. Și așa cum am spus-o de fiecare dată, cred că este nevoie în administrație, cred că este nevoie în zona de politică, de oameni care sunt bine pregătiți, oameni care au demonstrat ceva în zona profesională, care nu-și lasă profesia nici atunci când merg spre zona asta politică. Tu ești unul din acei oameni și, s-a spus, pentru mine, prietenia noastră mă onorează. Și îți mulțumesc foarte mult și vreau să urez mult, mult succes în acest an, pentru că într-adevăr, am spus-o ca jurnalist, este nevoie de oameni foarte bine pregătiți în zona politică, în zona de administrație, pentru că așa se pot face lucruri. Numai asta poate face diferența într-un județ, într-o comunitate, într-un oraș, într-o țară. Prin astfel de oameni care vin cu sufletul deschis și se implică. Și apropo, ăsta e un mesaj pentru toți. Implicați-vă. Deci dacă sunteți oameni care doriți să faceți lucruri, sigur, criticați cei de criticat, spuneți ce nu vă convine sau așa, dar intrați în zona asta, nu neapărat politic, vă puteți implica și în calitate, puteți să vă implicați și în societatea civilă. Eu am spus-o întotdeauna și eu ca om mă implic și în zona asta, în zona de atitudine publică și întotdeauna am spus-o că voi susține oamenii în care eu cred. Nu contează culorile politice, nu contează partidele, voi susține pe acei oameni din suflet, în care eu cred. Cosmin Gâdea este unul din acei oameni în care eu cred. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Și la final sunt două lucruri la care țin foarte mult. Cosmin, după cum bine știi, unul, să spui cum te-ai simțit aici atât de mine și atât de prieteni noștri live pe Facebook și doi, mesajul tău pentru toți cei care ne-au urmărit. O singură propoziție, pentru că m-am simțit ca acasă. În sufragerie. În sufragerie. Iar mesajul către cei care ne privesc și nu numai cei care ne-au urmărit în decursul timpului este același. Și sunt convins că dacă ne urmăresc o fac cu drag, așa și eu la rândul meu vreau să le transmit gândurile cele mai bune și să fie convins că indiferent că e vorba de ceea ce înseamnă meseria noastră pe zona de sănătate, adică contribuția noastră la un act medical de calitate, cât și a mea în cadrul Consiliului Județean, este o implicare cu sufletul, cu inima, de la un om pentru oameni. Foarte, foarte frumos. Dorina Dogaru ne spune așa, tot respectul pentru asemenea oameni. Felicitări și numai realizări. Mulțumim. Vă mulțumim foarte mult. Vă invit să eu urmăriți și pe YouTube, pentru că o să urc această emisiune și pe canalul meu de YouTube Cătălin Ioțene, unde vă invit să vă și abonați și să fiți alături de mine, alături de noi și acolo. Încă o dată, Cosmin, mulțumesc pentru prezența emisiunii și îți doresc mult succes în continuare și toate cele bune. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi, like pe Facebook în sufragerie, să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor, până la live-ul următor. Eu sunt Cătălin Ioțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul.